Cei care s-au născut în zodia Fecioarei vor avea între 5 și 7 noiembrie dimineața o perioadă în care cu siguranță vor fi obligați să ia aminte la ce se întâmplă pe o temă financiară. Nu chiar totul îi liniștește. Pot să treacă și printr-o secvență, un dialog, confruntarea cu o realitate, cu un document care să aibă valoare de pildă sau de lecție de viață. Între 7 noiembrie după ora 7 dimineața și 9 noiembrie după amiaza, axa celor două case ale comunicării va sta sub semnul lunii pline în zodia Taurului din 8 noiembrie. Aceasta va primi în mod special casa a noua, studii superioare, plasamente, relații și proiecte legate de străinătate. De aici pot fi tot felul de evenimente, știri, documente care le parvin, răspunsuri care ajung la ei cu privire la o petiție, o cerere, un memoriu, un dosar depus, o întâmpinare făcută unor instituții. Dar pot să fie și oferte și invitații care să reprezinte pentru ei o surpriză, pentru că nu ei le-au generat, nici nu se așteptau la asta. Interesante. Teoretic ar putea să îi bucure și ar trebui să le onoreze. Depinde și de vârstă. Nu-i privește pe cei tineri, nu-i privește pe cei în vârstă, îi privește pe cei în preajma vârste de 40 și ceva de ani, adică vârsta la care mulți vor să-și schimbe viața. Schimbarea fiind fundamentală, din temelii. Plecând de la ideea că sunt dispuși să schimbe meseria, că sunt dispuși să dea meseriei lor alt nivel de performanță, că sunt dispuși să renunțe la un anume fel de a locui și trăi într-un spațiu, într-o țară, într-un oraș, de a se adapta altor condiții în funcție de provocare și de ofertă. Delicată rămâne casa a treia, unde e vorba de discuții curente și unde un anume fel și lipsit de eleganță, dar și lipsit de logică, se poate petrece. Discuții cu vecini, cu cunoscuți ocazionali, care se transformă într-o ploaie de ironii, de ironii răutăcioase, de sarcasm, de observații critice, mai degrabă ne la locul lor decât justificate, tot felul de confruntări verbale din categoria glumelor nesărate, aluziilor, cu subtext evident, sau al exprimărilor directe, adresate nativului într-un fel care nu face plăcere. Atenție la tot ceea ce poate să vină, indiferent de la cine, și persoană, și instituție, și document, și demisiune, și eu știu, conferință sau congres, indiferent de natura și importanța contextului, atenție la aspectele incorrecte care se pot strecura. La felul destul de prost de a fi receptate niște premize. S-a pus problema să și se trage concluzia că s-a ajuns la o anume formulă și nu este adevărat. Și acolo este un viciu de exprimare. Și la nativ e un viciu de înțelegere, dar atenție, mai vicioasă e sursa, care vrea să acopere niște lucruri pe care nu vrea să le deschidă, subiecte pe care nu vrea să le abordeze. Se teme, se schivează sau le ține în secret ca să nu fie vinovați, trași la răspundere. Și atunci iau cunoștință cei născuți în Fecioară doar de o latură, cea pe care aceea o permit să fie vizibilă și publică, cea care le convine lor, dar în spate să fie altă motivație, altă realitate, de care pe moment nativii să nu aibă parte și neavând-o în fondul lor de informații active, n-au cum să o prelucreze. Și atunci merg pe o pistă greșită. Cred în acea variantă, sigur că indicat ar fi să verifice. Mai intră în joc naivitate, credulitate,
capacitatea de a se lăsa păcăliți sau fascinați de niște persoane care sunt foarte, foarte abile și care știu ce să spună, știu ce să ascundă, știu ce să accentueze, știu să se strecoare. Personalități care, de exemplu, pot să ia cuvântul la o ședință și să prezinte într-o situație care, în realitate, să fie 100% pe dos, să fie altfel. Nimic din ce spune să nu fie corect. Dar, așa cum spuneam, în lipsa unor elemente care să construiască cealaltă variantă contradictorie, cel născut în fecioară până una alta le poate lua de bună. Și atunci singura soluție este să verifice, să fie atent, să verifice și omul, și sursa, și documentul și să încerce să vadă pe cont propriu cum se poate strecura, pentru că s-ar putea să-l implice și pe el, să trebuiască să dea răspunsuri, să acționeze numele acelui curent de opinie sau intenții bazate pe eludarea adevărului. Momentul nu e bun pentru examene, pentru interviuri, nu este bun pentru niciun fel de întâlnire unde se desfășoară din punct de vedere verbal un schimb de ceva, de impresii, de informații. Acolo e Mercur care viciază tot, poate că nu au loc chiar în zilele astea și în săptămâna asta niște încercări, mai ales dacă ele au o miză profesională. Sunt de evitat vizitele și toate întâlnirile care pot să ia o turnură stupidă. Te întâlnești cu un vecin și de la bună ziua, bună ziua, ce mai faceți? A, ce cumpărături aveți? Dar ce ați cumpărat? De aici să se ajungă la ceva vecin cu conflictul și cu supărarea și așa mai departe. Sunt oamenii care înțeleg greșit, care sunt ușor șifonabili, se deranjează repede, sunt bănuitori și e bine ca aceste persoane să fie evitate și, evident, menajate în forul lor suspicios. Și atunci se lasă liniște. Deci tot ceea ce poate să stârnească o dereglare a relației sociale, a înțelegerii umane, e bine să fie de la început eliminat ca să nu îl pună pe nativ în situația de a-și cere scuze, de a rămâne el supărat, de a fi considerat vinovat, de a-și strica niște relații din nimic. Între 9 noiembrie după ora 15 și 11 noiembrie, moment bun pentru cei tineri, moment bun pentru cei care se pregătesc să debuteze, mai ales în zone mediatice sau mediatizate. Poate fi vorba de presă, radio, televiziune, film, teatru, spectacol, performanță scenică de orice fel. E vorba de notorietate, numele unora va circula, vor fi văzuți, auziți, apreciați, aplaudați, simpatizați. Nu e vorba de foarte mult succes, cât e vorba mai ales de gest, de atitudine, felul în care se afișează și se prezintă în fața unui grup de oameni, specialiști, colegi, public larg, public numeros, necunoscut, nu alcătuit din prieteni. E vorba de o calificare și de o autodeterminare. Pe principiul acesta sunt, asta vreau să fac și evident va dovedi și cât poate să facă. Este nevoie de această etapă pentru cei tineri. Dacă au debutat, atunci trebuie să consolideze cu niște prezențe convingătoare, să nu decepționeze. Dacă e vorba de debut, atunci trebuie să fie foarte atenți să nu depășească măsura. Prea multă îndrăzneală pe ideea, mă duc eu să le arăt cine sunt, rup gura târgului sau să-i las cu gura căscată când o să vadă ce spun și ce fac. Acestea sunt grozăveli, sunt naivitățile adolescenței, sunt visuri de mărire, dar cu puține șanse de a fi perceput ca atare. Poate să fie perceput, nu vreau să spun cuvinte mai grave, prea îndrăzneț, nepotrivit pentru context, pentru moment, pentru locul în care se petrece respectiva activitate sau nesusținută artistic, dacă e vorba de performanță artistică, nesusținută ideatic, dacă e vorba de prezențe care presupun viață profesională.
Aici e nevoie de, cum spuneam, autocontrol și măsură. Lucrurile pot să degenereze. Suntem pe muchia foarte fină a gemenilor, a lunii și a lui Marte, care poate să împingă oricând într-o parte sau în alta, dar ambele extreme fiind vulnerabile și împingând spre greșeală. E un pic de echilibristică și din această perspectivă nu curajul este lucrul cel mai bun. Cel mai bine ar fi intuiția, flerul, presimțirea, tactul, măsura, rutina, experiența, exercițiul îndelungat și autocontrolul. Multe pentru cei tineri. Cam multe, dar nu imposibil de strâns, de înmănunchiat într-o astfel de atitudine în relația lor cu publicul.